Dragi elevi ai clasei a 10-a, bună ziua! Sunt Cristina Gherasim și astăzi vă invit la ora de istoria românilor și universală. Vă propun, spre atenția dumneavoastră, să discutăm despre regimul de suzeranitate otomană în țările române și formele de manifestare a acestuia. Astăzi, împreună cu dumneavoastră, noi vom aborda următoarele probleme. Vom discuta despre caracteristicile regimului de suzeranitate, procesul de instaurare a suzeranității în țările române, precum și despre statutul politico-juridic și economic al statelor românești sub suzeranitate otomană. Înainte propriu-zis de a trece la abordarea acestui subiect, vă invit să vă amintiți ce putere europeană se afirmă la începutul epocii medievale. Desigur, v-ați amintit că este Imperiul Otoman, care la începutul epocii medievale se extinde pe 3 continente, fapt reflectat și în harta pe care o observați pe ecran. Totodată, dragi elevi ai clasei a 10-a, trebuie să menționăm că teritoriul Imperiului Otoman convențional îl putem împărți în 3 categorii. Prima categorie reprezintă Casa Islamului, numită și Dar al Islamului, ceea ce înseamnă sau reprezintă teritoriile care intrau propriu-zis sau aparțineau Imperiului Otoman. A doua categorie a teritoriilor reprezintă Casa Războiului sau Dar al-Ahbar, ceea ce reprezintă teritoriile care au fost cucerite sau urmează a fi cucerite de către otomani ca rezultat al Războiului Sfânt. Jihad, noțiune intuiesc că întâlnită astăzi frecvent de voi atunci când ascultați despre activitatea diferitor organizații. Totodată, o altă categorie de teritorii care aparțineau Imperiului Otoman intrau în Casa Păcii. Or, altfel spus, aceste teritorii au fost dobândite de către Imperiul Otoman ca rezultat al încheierii unor tratate. Respectiv, teritoriile date beneficiau de un statut privilegiat. Acestea fiind spuse, dragi elevi, vă invit să vedem totuși care era situația țărilor române, în care din aceste 3 categorii de teritorii ale Imperiului Otoman se aflau ele. În acest context, noi astăzi vom aborda situația a 2 state românești, Țara Românească și Țara Moldovei. La început vom discuta despre instaurarea regimului de suzeranitate în Țara Românească. Stimați elevi, trebuie să constatăm că Țara Românească, fiind cea mai aproape de Imperiul Otoman, prima a fost afectată de dominația acestuia, astfel încât pe la sfârșitul secolului al 14-a ea acceptă plata tributului pentru răscumpărarea păcii și odată cu aceasta acceptă și un regim de suzeranitate protectoare. Situația țării românești s-a modificat în anul 1462, atunci când Vlad Țepeș, domnitorul țării românești, a fost scos din funcții de către sultan, iar în locul său a fost înscăunat Radu cel Frumos. De fapt, acesta reprezintă primul domnitor al țării românești numit de către sultan. Odată cu acest eveniment, stimați elevi, s-a produs de fapt trecere de la suzeranitatea protectoare, care a fost până acum, la instaurarea unei suzeranități efectiv restrictivă. Sau, altfel spus, Țara Românească obține statutul specific teritoriilor din Casa Păcii. Aceleași procese trebuie să constatăm că s-au desfășurat și în Țara Moldovei. Desigur că puțin mai târziu, astfel încât plata tributului este datată cu anul 1456. Ulterior, pe timpul domniei lui Ștefan cel Mare, Țara Moldovei încetează a achita
tributul Imperiului Otoman, după cum vă amintiți și de renumita bătălie de la Vaslui câștigată de Ștefan cel Mare. Însă, aceasta nu a durat foarte mult timp, încât, în urma tratativelor dintre Țara Moldovei și Imperiul Otoman, începând cu anul 1481, Țara Moldovei achită din nou tribut porții. Și mai mult, în 1484, Imperiul Otoman a cucerit cetățile Chilia și Izmail. Totodată, dragi elevi, trebuie să constatăm că definitiv statutul Țării Moldovei se schimbă în anul 1538, atunci când în fruntea statului se afla Petru Rareș și renumita campanie militară a lui Soliman Magnificul în Țara Moldovei. Ca rezultat a acestei campanii militare, pe lângă faptul că a fost cucerită cetatea Tighina, Petru Rareș a dat bir cu fugiții, iar în fruntea statului este numit Ștefan Lăcustă, fiind primul domn numit de poartă fără asentimentul marelor boieri. De fapt, odată cu acest eveniment, Țara Moldovei capătă același statut specific teritoriilor din Casa Păcii. Acestea fiind spuse, totodată, dragi elevi, trebuie să constatăm că în evoluția raporturilor dintre Țara Românească, Țara Moldovei și Imperiul Otoman, identificăm două perioade. Prima etapă, care a durat până la mijlocul secolului al XVI-lea, în care țările române și-au păstrat atributele suveranității, inclusiv dreptul de a face război și încheia pace, de a trimite soli și încheia tratate, și a doua perioadă, începând cu mijlocul secolului al XVI-lea, atunci când țările române intră sub un control mai strict al porții otomane. Trebuie la fel să cunoașteți, dragi elevi, că statutul privilegiat atât a Țării Românești cât și Țării Moldovei în cadrul Imperiului Otoman a fost reglementat de niște tratate numite în istoriografie capitulații. Ce reprezintă o capitulație? În viziunea istoricului Maxim Mihail, aceasta reprezintă niște tratate, însă nu în sensul modern al tratatului, cum îl cunoașteți dumneavoastră astăzi, ci de obicei ele erau niște diplome sultanale care erau acordate de sultan unor persoane, comunități sau state nemusulmane, garantându-le anumite drepturi și privilegii. Istoricul Ion Eremia consideră că aceste capitulații, deși aveau forma unor diplome sultanale, ele totuși reprezintă niște tratate politice internaționale care au fost negociate de ambele părți, adică atât de țările române cât și de Imperiul Otoman. Și, de fapt, ele au stabilit un statut politico-juridic favorabil țărilor române, în comparație, desigur, cu situația statelor din Balcan. După cum ați constatat, am analizat împreună cu dumneavoastră procesul de instituire al regimului de suzeranitate în Țara Moldovei și Țara Românească. Vă propun în continuare să vedem care a fost impactul acestui regim pentru țările române. În primul rând, trebuie să constatăm că au fost generate o serie de fenomene. Aici vorbesc de unul din primele fenomene ar fi faptul că reprezentanții ai marelor familii boierești din Țara Românească puteau să ocupe funcții atât de domn cât și alte dregătorii în Țara Moldovei și viceversa. Alt fenomen care a fost generat este fenomenul indigenatului. Ce înseamnă aceasta? Atât familia domnului, cât și marele familii boierești, deoarece aveau frica de sultan pentru a-și asigura liniștea și securitatea, au acceptat obținerea cetățeniei statului polonez. Respectiv, în momentul în care Imperiul Otoman, sultanul, vroiau să-i pedepsească, ei fugeau în
Polonia. Nu o să ne oprim detailat asupra noțiunii, dar vă prezint câteva exemple, cum ar fi domnul Ieremia Movilă, domnul Vasile Lupul, marii boieri cum era Nestor Urechi, Gheorghe Ștefan, Neron Barnovski. Toți aceștia au avut și cetățenie în limbajul de azi al Poloniei. La fel, alte fenomene care au generat instaurarea suzeranității otomane a fost pătrunderea elementului grec în societatea românească, precum și influența tot mai mare a tătarelor în viața politică internă a țărilor române. De obicei, Imperiul Otoman utiliza forța tătarelor pentru a pedepsi domnii neascultători ai țării Moldovii și țării românești. La fel, stimați elevi, trebuie să menționăm că instaurarea regimului de suzeranitate otomană a afectat mult și statutul politico-juridic a acestor state românești. În primul rând, trebuie să constatăm influența asupra modalității de alegere și succesiune la scaunul domnesc. Deși domnul în continuare era ales de către țară și era consacrat la domnie din mila lui Dumnezeu, era nevoie de confirmare obligatorie de către sultan, iar o parte a ceremonialului de înscăunare avea loc la Constantinopol. La fel, trebuie să constatăm că datorită acestor tratate pe care noi le-am numit mai sus capitulații, țările române și-au permis conservarea deplină a drepturilor și libertăților țării, a legilor și credinței după datina cea veche, cu alte cuvinte, au obținut autoguvernarea și autoadministrarea fără niciun amestec otoman. Turcii, neavând voie să deschidă aici, să construiască moschee, dugheni, etc. Totodată, trebuie să constatăm că domnii de cel mai multe ori erau tratați ca niște robi care oricând își puteau pierde domnia, viața și averea. Confirmarea la domnie nu era pe toată viața domnului. După un anumit timp, de regulă 3 ani, domnul urma să fie iarăși confirmat în scaunul domnesc. Alături de statutul politico-juridic, trebuie să constatăm că regimul de suzeranitate a afectat și sistemul economic, viața economică a țărilor românești. În primul rând, țările românești erau obligate să achite un haraj sau tribut, care constituia o sumă anuală, de obicei se modifica de la an la an și trebuia transmisă sultanului. În evoluția achitării tributului de către țara Moldovii și țara românească, clasa 10 putem să identificăm două etape. Prima etapă este la fel până la mijlocul secolului al XVI-lea, când achitarea tributului era percepută ca răscumpărarea păcii, și a doua etapă începând cu mijlocul secolului al XVI-lea, când achitarea tributului se încarcă și cu alte semnificații, cum ar fi primirea sau confirmarea domniei, dovedirea fidelității față de sultan. La fel, trebuie să constatăm că pe lângă achitarea tributului, țările române erau obligate să achite și alte obligații financiare, cum ar fi mucareul mare, mucareul mic, sataralele, banii steagului, lipsele banelor. Toate aceste obligații, desigur că erau puse pe seama poporului român și a afectat evoluția acestuia în epoca medievală. La fel, de rând cu achitarea obligațiilor financiare, locuitorii țării Moldovii și țării românești erau impuși să achite și unele obligații de aprovizionare. În primul rând, aici discutăm cu dumneavoastră despre furnizarea către Imperiul Otoman a unor cantități enorme de produse. Nu în zadar, ulterior, țările române vor fi numite grânarul Constantinopolului. Și
vorbim și despre instaurarea unui monopol otoman asupra comerțului țărilor române, limitându-le sau luându-le dreptul de a exporta anumite produse. Am constatat că regimul de suzeranitate a influențat statutul politico-juridic, statutul economic, dar pe lângă acesta el a afectat și situația militară a țărilor române, astfel încât statele românești nu aveau dreptul să dețină o oaste mai mare decât numărul oastei mici, adică mai mult de 10.000 de ostași. Pe lângă aceasta, țările române trebuiau la cererea sultanului să participe cu efective militare în campanii, trebuiau să informeze poarta despre mișcările trupelor dușmane, la fel trebuiau să aprovizioneze armata otomană dacă trecea prin zonă sau în cadrul unui război și ulterior trebuiau să pună la dispoziție persoane care să se ocupe de reparația cetăților, a drumurilor, etc. Constatăm că regimul de suzeranitate instaurat în secolul al XVI în țările române a avut un impact major asupra situației politice, economice, sociale și culturale a țărilor române. Regimul de suzeranitate lansând consecințe multiple și de durată pentru spațiul românesc. În acest context, vreau să vă îndemn să studiați subiectul, să reveniți la materialul discutat astăzi și totodată să meditați asupra problemei. De ce țările române, adică țara Moldovei și țara românească, nu a fost transformată în pașalâc ca alte state balcanice? Vă mulțumesc, vă doresc sănătate și succes în clasa voastră de acasă și nu uitați că istoria oferă multe răspunsuri.